Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Sănătate cu de toate. După un drum superb prin Maramureșul istoric, am ajuns la o pensiune și aici am întâlnit-o pe Ancuța Pop. Bine te-am găsit! Bine ai venit la noi! Am zis bine Maramureșul istoric? Foarte bine, bineînțeles. Suntem localizați chiar la intrare în Maramureșul istoric, ca să zic așa, între orașul Cavnic și localitatea Budești, mai jos de noi, la poalele munților Gutin, adică în stânga noastră este chiar creasta Cocoșului. Am pornit de la ideea să facem o cabană pentru noi. Suntem la început, este deschis doar din ianuarie anul acesta. La exterior, cel puțin, am păstrat un pic motivele tradiționale, dar la interior am mers mai mult pe rustic îmbinat cu modern, pentru că trebuie să ofer și anumite condiții, zic eu. Sigur. Și atunci nu pot să spun că e neapărat un loc încărcat de tradiție. Sunt locuri superbe în zonă și atunci n-avea sens să... Să intri exact, în concurență. Exact. Cu acele case vechi maramureșene. Exact, nu se poate compara. Nu se poate compara. Confortul necesar. Exact. E foarte frumos, iar ciubărul ăsta m-a impresionat. Se poate face baie în el? Bineînțeles. Recenziile au fost printre cele mai bune și este foarte, foarte solicitat și căutat. Abia aștept să facem și o rețetă. Bineînțeles, ingredientele sunt pregătite. Șef Daniel vă așteaptă în terasa noastră. Am făcut miel la proțap, am făcut porc, am făcut mai multe soiuri de animale, dar curcan este prima dată. Pentru patru oaspeți pe care am eu în seara asta la cină, era un pic prea mult ca să fac un miel întreg. Da. Și atunci am ales să fac un curcan de 3,5 kg. Crescut în grădină. Exact. La jar, 2 ore. Două ore, stă. Exact. Relaxat, eu nu trebuie să fac nimic, că nu mă uit la cum el să gătește. Văd, te ajută și tehnica. Exact. Ai un rotisor electric acolo, da. Dar ce ingrediente ai folosit ca să îi dai și gust? Pe, în interiorul lui, între pieliță și carne, am introdus unt în care am pus verdeață, cimbru, busuioc, un pic de mentă, un pic de rozmarin, ce am avut eu, ce am găsit pe acolo, am pus verdeață, un pic de sare, piper. Pe urmă, pe exterior, am făcut o pastă de ardei copt, un pic condimentată și asta, sărată cu sare, piper și un pic de boia și l-am uns tătăt pe exterior și de acolo deja își face el treaba. E făcut bine? Da. Ia uite ce frumos se rupe. Dar fii atent ce-ți pregătesc eu pentru tine. Te rog. Fii atent. Sunt foarte atent. Pită, ce-a făcut-o bunica? M-a nenorocit. De unde s-a prins că sunt pofticios? Nu știu. Iată ce platou frumos, apetisant și... colorat frumos. Da. Bună, Florin! Bine te-am găsit! Bună, Larisa! Bine ați venit! Întotdeauna m-am întrebat dacă este normal să tăiem pădurile pentru a ne face case. Este o afirmație care pare destul de ancorată în realitate, dar am o întrebare, câți oameni cunosc, care este cea mai frecventă utilizare a lemnului exploatat în România? Este combustibil. Tăiem pădurea, după care o ardem. Câți oameni cunosc că pentru a produce o tonă de hârtie este necesar să se consume 3,5 metri cub de lemn? Ia. În ciuda revoluției electronice pe care o avem astăzi, până în 2030 se preconizează dublarea consumului de hârtie, ceea ce înseamnă foarte mult. O altă problemă este cea a celor care exploatează pădurile,
și trimit cea mai mare cantitate de lemn la export ca o materie primă, o prelucrare doar sumar. Trăim într-o țară a lemnului, da? Și din păcate nu reușim să apreciem valoarea nobilă pe care l-are acest material. Auzisem ceva de la tine legat de o idee de a planta noi arbori. Lucrăm la un proiect pe care din toamnă o să-l pornim și în fiecare an, la sfârșitul anului calendaristic, când este sezonul, de fapt, mai bine spus, de reîmpădurire, ne dorim să plantăm atâția copaci câți am folosit pentru construcția caselor de lemn. Thank you.